Bună ziua domnilor și domnilor! Discutăm astăzi cu fostul ministru al apărării prin vicepreședinte al PNL și vicepreședinte al Senatului, dar cel mai important este cel care deschide lista de senatori la PNL Buzău, domnul Teodor Atanasiu. Bună ziua și bine ați venit la noi! Sărbătoare, bine v-am găsit! Domnul Atanasiu, vrem să aflăm astăzi de la dumneavoastră ce proiecte aveți, cel mai important, ce probleme ați identificat până acum în județul Buzău și ce soluții aveți. Ați luat deja pulsul județului și v-aș întreba unde, unde credeți că sunt problemele, unde ați identificat punctele nevralgice din județ. Cred că ar fi foarte simplu să fie două, trei puncte nevralgice. La Buzău, din păcate, sunt mult mai multe. Uh, uitându-mă pe ansamblu și apoi pe fiecare zonă în parte, uh, am descoperit cu tristețe un lucru îngrijorător. Uh, cea mai mare problemă a Buzăului sunt locurile de muncă. Și uitându-mă pe clasamentul național privind șomajul în România, sunteți pe un trist loc, 3 din coadă. Așa este. Dacă, de ani buni chiar. dacă cu două luni când uh, mi-am propus să candez la Buzău și m-am uitat peste o analiză diagnostic am văzut că șomajul era 9,5% la Buzău în timp ce era 6,5% la nivel național și am zis uite dumne, odată și jumătate, lucrurile între timp au mers înspre mai rău astăzi șomajul în România e undeva la 5,8-5,78% da, iar la Buzău a trecut de 10% Asta înseamnă că lucrurile nu se îndreaptă, lucrurile merg tot înspre mai rău și aici trebuie intervenit rapid. E nevoie de locuri de muncă și e nevoie de locuri de muncă bine plătite, e foarte clar, și e nevoie de locuri de muncă foarte repede. Bun, așa și este și că, ră, cred eu că foarte lumă, multă lume exact la asta se gândește, ok, dar vrem locuri de muncă cât mai repede, pentru că, iată, așa cum spune și dumneavoastră, de câțiva ani bun, ne, ne plasăm de. ca județ în acel top al rușinii, l-am denumit noi presa. Și, și nu numai cum că se ar fi... poate acest lucru nu să numai fie că e în un practică? top al rușinii, dar din păcate, efectul este migrația populației. Deci aveți 100.000 de cetățeni din județul Buzău, care au plecat în ultimii 20 de ani din județ în altă parte să-și găsească un trai mai bun, un loc de muncă și așa mai departe. Da, în primul rând tinerii sunt cei care merg la studii și mai întorc. Clasa dinamică, tineretul, care în momentul în care uh, își găsește un loc de muncă în altă parte, părăsește mult mai ușor mereagurile, fiind legat nici de o casă sau de altceva care să. Da, își construiesc uh, un viitor ține. în alte județe sau mai rău decât atât uh, peste granițele țării. Da, asta e foarte clar. Și atunci, uh, ca să opriști această hemoragie, uh, va trebui să le dai o ofertă locală atrăgătoare. Deci e nevoie de locuri de muncă dacă te uiți care ar fi potențialul și ce ai putea face. Pentru acest lucru, potențialul este foarte mare, că asta este surpriza. Dacă te uiți la Teleorman sau te uiți la Vaslui, care sunt după Buzău, mă, aceste județe sunt la marginea țării, izolate, fără căi de comunicații. Da, uh, este poziționat geografic foarte bine. Da, Buzău, nici de cum nu face parte din categoria asta. E la poarta Moldovei, chiar eu am zis dumneavoastră, tot ce vede despre Moldova și afluiește, fie spre Sud, spre capitala țării, spre București, spre Constanța, spre Dobrogea da, sau spre Gala, sau spre Brăila, fie că ea în partea cealaltă, în Vest, pe Brașov și apoi spre Transilvania, trebuie să treacă prin Buzău. Și atunci, de ce nu există niște investiții logistice majore aici, în care să prei toată marfa ce vine de pe Moldova și să o distribui înspre cele trei zări? N-am înțeles. De asemenea, e o oportunitate fantastică de a face acest schimb de mărfuri între cele trei zone ale țării, care toate au căi de comunicații foarte bune în acest loc și care se întretaie în Buzău. Nu mai vorbesc de faptul că aveți câteva fabrici tradiționale, închise, dar care mai există meseria și ai putea aduce, având o diversitate a forței de muncă pe piața locală. O să da, apropo de, de forța de muncă, dați-mi voie puțin că m-am uitat și eu pe oferta locurilor de muncă de săptămâna aceasta. Avem un total de 219 locuri de muncă săptămâna aceasta la Buzău. O să, o să spicuiesc așa un pic din, din această ofertă. Pare foarte, vedeți, pare foarte stufoasă. Este, în schimb, avem așa nevoie de lăcătuș mecanic, muncitor necalificat, fochist, frezor maestru mecanic auto, sunt meserii căutate, să spunem așa, pe piața din Buzău. În schimb, dacă ne uităm puțin înspre școlile care pregătesc da, pentru aceste meserii, nu prea, nu prea, avem specializări foarte multe. Abia de anul acesta, dacă mi aduc eu bine aminte, au fost undeva la un liceu doi candidați pe un loc la o școală, pentru școală profesională. Oh. Da? de foarte puțin timp Și înainte asta. de a vorbi de școală, vreau să vă spun că chiar ieri am discutat cu președintele Agenției Naționale pentru Forțele de muncă și i-am explicat că, uite, la Buzău e o situație specială în care, pe bună dreptate, primarul Buzăului a trebuit să libereze din funcție mai mulți polițiști locali, să fiind foarte încărcată și curtea de conturi găsind-o ca fiind ilegal atât de încărcată. Dar, indiferent că s-a procedat uh, legal și uh, a trebuit acești eliberați din funcție, oamenii ăștia nu pot rămâne fără loc de muncă și că va trebui să găsească o soluție. Și da, mi-a promis că... O merg cu acte în regulă. Și mi-a promis că nu vor fi șomer de sărbători, că vor veni aici ca să găsească o soluție și mi-a explicat că o soluție poate fi locală sau la vecin, că legislația română s-a modificat, că dacă îți găsești loc de muncă într-un județ vecin, de exemplu în Prahova la Ploiești, da. ca să dau un exemplu clar, îți se plătește și cheltuielile de instalare acolo, sau cheltuielile de navetă. Adică nu ți cheltuiești din salariul pe care îl primești banii pentru a te de deplasa, și Agenția Forțelor de muncă tocmai pentru a găsi soluții pentru cei în dificultate, face acest efort financiar și fac da, aceste costuri. și de o parte și de alta și vor intra în vigoare de la 1 decembrie. Da, o să vină, dacă nu săptămâna asta, am lucrat să vină săptămâna asta, dacă nu și el săptămâna viitoare încoace, să facem împreună cu Agenția Județeană uh, o întâlnire cu acești oameni și să vină o ofertă concretă pentru fiecare în parte, astfel încât să găsim o soluție. Uh, în ceea ce privește soluțiile pe termen lung, sunt sigur să re, ele să regăsesc în școlarizare, fiindcă nu pot să nu uh, să aduci investitori și să găsești uh, investitori care să vină să investească aici, atât timp cât tu nu le oferi o, uh, o forță de muncă calificată pe calificările de care ei au nevoie. Și pentru asta va fi nevoie de școli profesionale, și în special nu acele școli profesionale clasice pe care le-am văzut. Cele care sunt de altfel în prezent, da? le-am văzut noi și care cu două, ta, da. trei mașini, unelte învechite, învață niște elevi să mânuiască niște. Da, au mai existat voci care au spus că nu sunt dotate corespunzător. Nu sunt dotate ateliere. corespunzător, nu sunt pe tehnica modernă. Când termină școala și primesc instrucțiunea de lucru în mână, tocmai bine nu știu ce să facă. Da, foarte uh, adevărat, așa este, au doar o diplomă, dar dacă practic e, sunt puși să demonstreze, și nu atunci, prea știu ce să facă. în Europa și și în România, în foarte multe locuri, de exemplu la Brașov, la Alba și în alte părți, s-a experimentat și s-a văzut că este foarte, foarte bună școala în sistem dual. Adică Ministerul Educației, împreună cu privații din zonă, își dau mâna și statul României instruiește, practica se face la în privat în concret, la locul de muncă pe care urmează să-l ocupe după ce termină școala, învață o meserie pe acele utilaje pe care va lucra, învață toate abilitățile de manevrare a da, acelor de câte utilaje. Au fost încheiate și câteva parteneriate, dar șeasa... angajatorii mulți sunt și nemulțumiți că spun că, totuși, ei sunt forțați să-i țină pe acei copii doi ani. Mulți nu, sunt, nu se dovedesc ca fi extrem de interesați să profeseze acea meserie, nu sunt niște angajați dedicați și atunci e privit așa. Deci depinde de cum uh, ai făcut contractul. Poți să faci contract în care nu forțezi pe nimeni să țină decât dacă are abilitățile necesare care le dobândește în timpul instruirii. Și dacă le are cu siguranță și angajatorul e dispus să le ia fiindcă are nevoie de astfel de oameni și e dispus să-i dea un salariu corespunzător. De aceea trebuie întâlnit această cerere cu oferta. Doi la mână. Trebuie să le deschidem un pic și înspre în jur. Că am făcut o... m-am uitat în jur. Galați, Brăila... Ați făcut o radiografie uh, acestei Zone de, da, de, de, să de văd turist. dacă mai există uh, Necesar de forță de muncă Sunt niște cereri enorme De exemplu pe Gala și pe Brăila, la Șantelă Navale o cerere enormă de sudori Păi cred că 5 ani, dacă toți școlăm sudor, nu putem să umplem cererea golul de pe piața muncii din Galați și din Brăila. În construcții așa cum a spus dumneavoastră, în fierar, betonii și așa mai departe, toate domeniile sunt descoperite. La serviciul de auto, electricieni, auto, maestri, auto, TDCG, auto, tdc, auto tdc, td. da, sectorul ăsta, cred că au mai văzut, mai vedem tineri care lucrează la aceste servisuri, pentru că învață o meserie, mulți cunoști și de prin da. Ce au de prinde și dau seama că e de o meserie destul de bănoasă. Da, e cerută pe piața muncii. M-am uitat în general în județul prastului. erau multe cereri de acest uh, gen. Uh, adică va trebui să vedem uh, ce putem atrage în buză și ce putem în imediata uh, vecinătate, mai ales că legislația ne va permite această uh, reinstalare în proxima. Cumva aici cred că trebuie și buzoienii să, uh, să fie și... deschiși, să-și dorească să, să meargă să uh, lucreze în alte da, în județele învecinate. Da, județele limitrofe unde se plătește cel de deplastare, sau dacă vor să stea acolo se va da o primă de instalare niște bani care sunt suficienți ca să poți să te instalezi ca atunci să începe o activitate. De aceea vă spun că soluții sunt, dar va trebui să faci școală serioasă, adică să ai o meserie. Nu poți să mai lucrezi în ziua de astăzi într-o Europa competitivă și tu să nu deții nicio meserie. Decât dacă vrei să fii plătit, tu și plătit acum foarte prost și cei care au salarii să plângă sunt foarte mici, pe sunt mici pentru cei care nu au meserie și nu produc o plusvaloare adevărată. Da, mare. E adevărat, dar uh, sunt și excepții în care oameni foarte buni, pe domenii sunt foarte bune, sublăși, sublăși șepții, foarte, sunt plătiți foarte șepții, prost. Sunt excepții, fiindcă aici nu este o concurență a forței de muncă și atunci își permite angajatorul să țină salariul jos. Foarte în care, jos, ar spune mulți În momentul în care autoritățile publice ar face investițiile în infrastructură necesare pentru atragerea investitorilor și ar fi o adevărată concurență pe piața muncii, atunci salariile ar crește automat. Da. Ce alte probleme v-au mai împărtășit buzoienii dincolo de... Ce nemulțumiri au de fapt? Pentru că oamenii atunci când mergeți, mergeți în, în județ, oamenii, cred eu, că profită de această ocazie și să-și spună păsurile. Mulțumire sunt diverse și pe mine chiar m-am mirat de la o simplă înregistrare în cartea funșeară a unei proprietăți Ne și... Și... Sunt foarte multe probleme de acest gen Sigur. În, în Buzău. Sigur. Pentru că oamenii vin și la noi și pe adresa redacției primim foarte multe astfel de solicitări, de foarte multe probleme la, de care oamenii până, se lovesc. Și până la probleme mai grave unde trebuie modificarea de legislație ca să poți să să-i în diverse domenii. Ceea ce este foarte clar este că uh, oamenii din zonă nu diferă de oamenii din restul României. Au cam aceleași preocupări și cam aceleași nevoi. Uh, ei trebuie uh, puțin mai mult ajutați, fiindcă de foarte mult timp nu le s-au mai dat soluții. Uh, nu a mai venit nimeni să rezolve probleme în această zonă. Ceea deci, ce m-am uitat acum, discutând uh, în ultimile zile cu oameni și din zona de munte și din zona de șes, uh, au zis domnule... Dar, totuși, ne costă mult să ne înregistrăm proprietățile și terenurile și clădirile. Și asta cum vă costă? Că legislația română spune că prima înregistrare se face gratuit pentru toată lumea. Prima înregistrare în carte se face gratuit. Măsurarea se face contra cost, dar înregistrarea gratuit pe cetățen, dar, dar măsurarea e scumpă. Păi, noi avem. Uh, o lege promovată Partidul Național Liberal, chiar de mine promovată în Parlamentul României, în care prima întăbulare trebuie să fie în mod gratuit cu măsurare și întăbulare tocmai pentru că a, pentru a băga aceste terenuri în circuitul economic. Atâta timp că ele nu, cât ele nu sunt înregistrate, ele nu, po nu pot fi truse în circuitul economic. Nu poți să le vinzi, nu poți să le păigași la bancă, nu poți să iei un credit pentru ele, nu poți să le introduci într-o fermă, nu poți nici măcar să ei, începând de la anul acea subvenție pe care o dă Uniunea Europeană pe terenurile pe care le ai. Deci, va trebui să găsim o soluție rapidă. Ceea ce a făcut guvernul Ponta cu acea soluție în care au început în la țară este o soluție de doi bani. Adică, au reușit să facă 20 de unități administrative pe an, noi având aproape 1300, 1200 sau aproape 1200, nu 3200, 3184 de unități administrative. Deci, cu 20 pe an ne trebuie hă, hă, vreo 50-60 de ani ca să terminăm ce au început. Or, noi trebuie să terminăm într-un an jumate. Într-un an jumate, ca să termin treaba asta, va trebui uh, o inițiativă gen, de genul ăsta în care statul să-și asume costurile pentru măsurarea acelor terenuri care nu rentează. Uh, costurile de măsurare sunt mai mari decât costurile de tranzacție și atunci nimeni uh, nu le face aceste măsuri. Nu se, da, nu se să facă aceste măsuri. Aș vrea să revenim puțin uh, și să vorbim uh, tot despre pre educație pentru că uh, avem uh, avem mult material uh, telespectatorii noștri uh, cred că cred că îl cunosc că reporterii TV Buzău uh, au mers și au discutat cu reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă uh, pentru că au vrut să știe domnule ce se întâmplă cu tinerii noștri. Mulți pleacă peste hotare și vreau să urmărim uh, din materialul uh, în care domnul Ionel Tociu, directorul Geofeme Buzău, ne spune uh, de fapt realitatea, ce se întâmplă, de ce pleacă uh, tinerii peste hotare. Pentru că uh, am crede că numărul este foarte mare, și probabil că în anii trecuți a fost foarte mare, dar acum sunt pretenții chiar și de peste de peste hotare. Haideți să, uh, să urmărim materialul și revenim cu, cu comentarii. În prezent, la nivelul județului Buzău sunt disponibile 250 de locuri de muncă. Totodată, șomerii pot opta și pentru o slujbă peste hotare, numai ca aici intervine o problemă. Sunt puțini buzoienii care îndeplinesc criteriile impuse de angajatorii străini. Aspiranții sunt de regulă tineri absolvenți care ies de pe băncile școlii fără nicio calificare. Locuri care sunt plătite foarte bine, dar și cerințele sunt foarte high, foarte sus. Puțini reușesc dintre românii noștri să ajungă să îndeplinească acele condiții. Și deziluzia va fi foarte mare, pentru că ei pleacă de cu bună credință, bună intenție. Domne, un absolvent să spune, mă duc să lucrez în străinătate, care pleacă în necunoscut, mă duc să lucrez în străinătate, care au aceste iluzii, foarte iluzii că s-ar putea să mă duc cineva să mă primească cu brațele deschise, aceste iluzii la un moment dat vor duce la niște depresii. Angajatorii străini solicită meseriași calificați în construcții și instalații, sudori, șoferi, personal hotelier și îngrijitoare de bătrâni. Momentan sunt disponibile peste 1300 de locuri de muncă în țări precum Germania, Marea Britanie, Spania și Italia, însă numărul buzoienilor recrutați este scăzut. Au fost recrutate și au plecat efectiv în afară 36 de buzoieni în Spania, în agricultură. Așa numiți căpșunari. De asemenea, în Portugalia încă 12 persoane, tot în agricultură. 5 persoane în Marea Britanie, îngrijitori bătrâni. Și în construcții 9 persoane în Israel. Acum vom avea încă o campanie de 800 de locuri de muncă pentru Spania pentru 3 luni de zile contractul și până acum avem 36 de buzen înscriși aceste locuri de muncă în agricultură. Directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Buzău a anunțat că există și persoane selectate pentru joburi în străinătate, dar care la scurt timp sunt concediate pe motiv că nu fac față cerințelor și volumului de muncă. Pe de altă parte, după ce în ultimii ani județul nostru s-a aflat în topul județelor cu cea mai mare rată a șomajului, această cifră a scăzut recent sub 10 Procente În luna octombrie, mai mulți buzoieni aflați în căutarea unui loc de muncă au reușit să se angajeze. Ia avem o rata major de 9,74%, sub 10%, ceea ce este extraordinar de bine. Doamne ajută, zic! Să scadă, care asta înseamnă mai multe persoane care ocupă un loc de muncă. 143 de persoane, cu toate că luna octombrie a fost o lună de toamnă, da, s-au angajat în județul Buzău. De asemenea, au intrat în plată numai 213 persoane din câmpul muncii, cum spunem noi, adică persoane care au mai avut un loc de muncă anterior. Uh, și au intrat aproximativ 800 de persoane beneficiarii venitului minim garantat. Da. O veste bună, așa și una cu un ochi râdem cu altul, plângem. Pe de-o parte, iată, ne spune domnul Tociu că luna trecută, 800, puțin peste 800 de buzoieni și-au găsit un loc de muncă. Am mai scăzut un pic și rata șomajului, dar cu toate acestea, 9,74 rata șomajului la sfârșitul lunii octombrie nu este neapărat o cifră care ne poate bucura. Acum, zicura. eu aș vrea să vă spun un lucru ca să, ca să fie foarte clar. Forțele de buncă oferă locuri de muncă în România, fiindcă astea le au foarte bine și foarte clar înregistrate. Și oferta din afară este o ofertă marginală. Ce refuză să lucreze neamțul și nu găsește la cetățeanul german, o dă spre celelalte state europene. Ce refuză să lucreze spaniolul, o dă spre România. Ce refuză să să-l italianul la fel. Adică, în România nu să vezi niciodată Lucruri că îți oferă bune, locurile da. spectaculoase de muncă libere de acolo. Îți oferă și cei de acolo, cum e normal, ce nu, ce nu pot să ofere pe piața lor, că nu găsesc să angajeze. Da? Și atunci de au plecat din Buzău, 3 în agricultură și 2 în construcții și nimeni în sănătate și nimeni în educație. Nu că n-ar fi locuri de muncă în Germania sau în Italia sau în Spania, în domeniile alea. Că nu o să le trimită da. niciodată spre. Forțele de muncă din România din păcate, ca, din ca, ofertă, chiar mai ca ofertă, da? E, și atunci, e, nu asta e. Deci, eu nu m-aș opri la oferta care vine în afară prin forțele de muncă. Vin mult mai multe oferte prin firme private decât prin Agenția Forțelor de Muncă. În schimb, Agenția Forțelor de Muncă este foarte interesantă pentru locurile din țară, din județ și din țară. Și e, aici va trebui să ne aplecăm puțin. Doi la mână? Da. E nevoie de locuri de muncă în Buzău. Dacă să avem locuri de muncă în județul Buzău, ar trebui să avem și oameni care să înțeleagă, în administrație, care să înțeleagă cum, de ce ar veni investitorii să investească în Buzău. Da, cum, întrebare, atragi, cum întrebare atragi, întrebare, cum Mulți buzoieni. de ce nu reușesc autoritățile, cei care ne reprezintă, să atragă investitori, să avem și noi Ei, companii care să fie interesate, companii mari care să vină aici să creeze locuri de muncă? Eu m-am uitat la un exemplu pe european, și care apare foarte des la noi în țară, acolo unde investitorii sunt mulți în zonele respective. M-am uitat unde se pune, unde merg întreprinzătorii medii și mici. Că am mal să duc unde vor ei au putere economică, se așează unde le lor mai bine, dețin acolo afacerea și sunt mari investitori ai lumii. Și sunt corporații care sunt întinse în toată lumea. Dar unde merg cei mici care uh, sunt foarte mulți și sunt în toată Europa și care dau motorul dezvoltării unei țări? Ei ăștia, în general nu prea merg în marile orașe că nu își permit să plătească taxele și impozitele pe terenul și pe clădiri de acolo. dar au nevoie, nevoie dar noi... au nevoie de forța de muncă din marile orașe că nu o găsesc la țară și atunci ce fac? Să pun în proximitatea marilor orașe la țară. Acolo taxele și impozitele sunt mai mici. Dacă să pun acolo au nevoie de o infrastructură minimală. De exemplu, nu există nicio întreprindere care să nu consume măcar apă apa dacă o consum, să o și deversez undeva. Dacă o deversezi și nu trece printr-o stație de epurare, nu primești autorizație de funcționare cu întreprinderea. Deci atunci mă uit în jurul buzăului sau în jurul râmnicului. Care comune au canalizare cu stație de epurare? Ca să vină un investitor. Doi la mână, mai sunt investitori care au procese de producție mai complicate. Nu au nevoie doar de energie electrică și de apă potabilă. Nu au nevoie, de exemplu, de gaz metan, și dacă e doar pentru încălzirea halelor și a birourilor, nu, dar de cum pentru procesul de producție. Câte comune din jurul Buzăului sau Râmnicului au gazbeta? Niciuna, vă spun eu. Și atunci, ce trebuie făcut de urgență? Conștientizate aceste administrații locale, primarii acestor localități. De ce? de infrastructura minimală de care au nevoie pentru a atrage investitorii și făcute rapid proiecte cu susținere puternică la nivel național, ca ele să poată fi puse în practică. Cu odată ce trage această infrastructură, investitorii vin o să ducă în zonele unde nu există infrastructura, că nu primesc autorizație de funcționare și nu pot funcționa. Vin acolo unde există infrastructura. Dacă le dai infrastructura necesară pentru a se și forța de muncă calificată pe care o pot duce a flui și de flui ușor de la deprindere până la domiciliu, cu siguranță vor veni în acele zone. Deci asta va trebui să facem. Școală și infrastructură pentru a atrage. Deci cumva acesta ar fi punctul de, punctul de plecare. Punctul de plecare, dar un punct de plecare care trebuie grăbit. Adică nu putem sta ani de zi. Deci accelerarea pentru că oricum este foarte târziu. Da, oricum am ajuns, da, într -o, da. am ajuns într-o situație disperată. Buzoienii simt asta în fiecare zi. Aș mai vrea să vă întreb, vorbeam și despre salarii prost plătite. Dacă mergeți pe stradă în Buzău și întrebați un buzoian sau da, un buzoian care lucrează, nu contează la, în mediul privat în principiu, dacă îl întrebați dacă este mulțumit sau câți banii mai rămân după ce a luat uh, leafa, cred că nu o să întâlniți foarte mulți care vor spune da, domnule, eu sunt mulțumit, uh, e bine, se trăiește foarte, foarte bine la Buzău. Dar nu sunt mulți, uh, uh, Așa cum spunea și dumneavoastră, aici uh, forța de muncă este uh, foarte prost plătită. E prost nu plătită dacă, uh, fiindcă majoritatea este și angajată uh, în întreprinderi care nu produc o plusvaloare foarte mare. Uh, foarte multă lume a angajată uh, știu eu, în filaturi, în întreprinderi care da, textie, produc confecții. Da. Așa, câteva fabrici ca, în Buzău care, care... care, în general în România, nu doar în Buzău, au o valoare a salariilor destul de mică și foarte puține întreprinderi care, a căror valoarea salariilor națională și locală să fie mare. De aceea cred că ar trebui infrastructura pe care o creăm să, să dea posibilitatea să vină și investitori cu producție mai complexă. Mai mare, de aceea am spus, vorbit și de gaz, metan, nu numai de apă și de curent. Deci e nevoie de întreprinderi care să producă o plusvaloare mai mare, să aibă nevoie de meserii care să fie cu calificare mai Mare tocmai pentru a putea să plătești mai bine. Da, dacă ne reîntoarcem puțin din nou la tineri și vorbim despre ei, pentru că um, auzim de ceva vreme încoace, tinerii sunt viitorul și așa este pe bună, pe bună dreptate. În schimb, ce facem, pentru, ce facem pentru acești tineri? Cum reușim să-i ținem? Dacă vorbim despre Buzău, da? pentru că mulți pleacă, de fapt mulți, nici nu știu dacă sunt, mai sunt foarte mulți, pentru că uh, sunt familii care nu-și mai permit să-și trimită copiii măcar să facă o facultate. Pentru că, uh, nu pentru că n-ar avea potențial, nu pentru că nu și-ar dori acei tineri, ci pentru că familiile lor nu-și Uh, oricât de mult am vrea să spunem că educația este gratuită, nu prea este deloc uh, deloc gratuită, atunci familii care au un salarii foarte mici nu și permit să-i întrețină încă mine și așa mai departe costurile uh, ca să poți să un copil într-o facultate. Dar uh, cei care merg de bine de rău se descurcă părinții și ajung în uh, orașele acestea mari, în centre universitare. Mulți nu-și doresc să se mai întoarcă în Buzău, vin în Buzău doar de sărbători să-și vadă familia. Sunt multe cazuri, A, sunt mulți tineri care e se, angajează, se angajează acolo, nici nu mai vor să, se audă și în momentul în care ajung în Buzău se uită așa și nu, nu s-a schimbat nimic. Deși vin foarte rar, lucrurile rămân destul de mult pe, pe loc. Ce facem pentru, pentru acești tineri? Cum îi putem deci, a, face să de greu de în primul rând, aș vrea să vă spun un lucru cu facultățile astea. Că eu am o mare dezamăgire. România este singura țară din Europa și cred eu că și din lume n-am făcut o verificare atentă Să văd dacă mai există vreunica ca noi În care școala privată e mai proastă decât școala de stat Sau cu alte cuvinte, românul este singurul cetățean de pe planetă Care plătește să nu primească educație, nu ca să o primească Așa Și este. doar să i să vândă o diplomă Da, avem din păcate foarte mulți cu multe diplome și cam da. atât da, dar asta nu e de vină cetățeanul. Asta e de vină sistemul care a permis o astfel de abordare a învățământului universitar. Este inadmisibil peste tot în lume cele mai puternice și mai veste școli sunt școlile private, la noi nu. La noi este exact pe dos. Din acest motiv, mulți care pleacă își găsesc un loc de muncă fiindcă sunt bine pregătiți, sau nu își găsesc un loc de muncă, fiindcă au dat banii pe diplomă, dar n-au primit nimic în sine, niciun fel de cunoștințe. De aceea e și foarte greu pentru ei să-și găsească loc de muncă, că n-au cunoștințe deși au făcut o școală. Și au cheltuit acolo la școală, că stau la cămin, au mâncat, au cazat, exact, da, sunt costuri, da, au fost sunt costuri, dacă... da? da. E, în afară de costurile de școlarizare. Uh, cei care au făcut școală pe bune și uh, și au găsit un loc de muncă uh, bine plătit într-un oraș mare, normal că în momentul în care se întorc la Buzău, o dezamăgire. Și eu când am intrat prima dată în Buzău, am zis, nu, nu se poate, ne-am întors în timp. Șoselele sunt sparte, niciun bloc nu este reabilitat termic, toate arată cum le-a lăsat Ceaușescu, nu s-a făcut nicio fațadă. Dar niciun fel de bloc. Sunt câteva, uh, sunt, sunt și reabilitate. Nu le-am găsit. O uh, dată uh, te întâmplă <coughs> când cobor de pe pod la nereabilitate. Da, da, dez. exact. Da, Mart, nu, La intrarea așa, în, în municipiu. Da. Și zic, tu. Me, Oare ce s-a întâmplat aici? De ce nu se întâmplă nimic în orașul ăsta? După ce am înțeles, m-am uitat și eu peste bugetele anilor trecuți de la primărie și am văzut că banii nu mergeau în dezvoltare. Banii mergeau doar ca să cumperi voturi. Îi subvenționai autobuzul, îi subvenționai căldura, îi dădeai ajutoare sociale, îi băgai tot ce puteai în buzunar cetățeanului, nu îi dădeai niciun serviciu de calitate și niciun asfalt, nici un nu, nu iluminat, nimic, nimic, dar venea votul și era bine. E, dacă vrem să facem acest salt să vină tinerii înapoi, mai ales tinerii care au făcut școala adevărată și care ar putea aduce o plus valoare buzăului dacă s-ar întoarce și ar lucra da, aia, avem aici. Avem nevoie de medici. E, avem nevoie de medici. Va trebui să facem o altfel de abordare. Va trebui să facem programe speciale pentru tineri pe diverse domenii de activitate, pe cei care vin cu inițiativă privată să ajutăm să deschidă o inițiativă privată, pe cei care vin cu o școlarizare de tip medical să le dăm o casă a medicului, să le dăm niște facilități și niște salarii ca să rămână aici, să le dăm posibilități de câștigă alternativ, nu să-l blocăm acolo și să rămână e, încistat într-un loc, să modificăm codul muncii încât să le dăm posibilitatea să angajeze cu câteva ore aici, cu câteva ore dincolo, astfel încât să-și poată... Să sistemul acesta de parte exact, în care să-i permită exact, da, cu mai exact, multe... care să-i cu mai multe câștiguri să fie... E, Poate că nu există o piață a muncii care să trebuiască să lucrez 5 zile pe săptămână, ori 8 ore pe zi acolo. Dar pot câteva ore aici, câteva ore dincolo și să-mi realizez venitul. Este vorba și de o deschidere a angajatorilor care trebuie să aibă și ei să-și Angajatorul să acest... este zis. foarte deschis ca să te plătească doar câteva ore și nu 5 zile, ori, 8 ore, dacă se poate. Numai codul muncii trebuie să-i permită. Trebuie modificată legea lucru. ca să-i permită acest lucru. Și toate astea trebuie Trebuie făcute, toate astea sunt cunoscute, sunt prinse în oferta, în oferta noastră electorală. Problema este că trebuie voință politică și trebuie făcute, din păcate, rapid, că sunt zone ale țării precum Buzău, la care nu mai poți să întârzi. Ați văzut că profesorii au, au ieșit în stradă în urmă cu câteva săptămâni, uh, nemulțumiți fiind de, de salariile pe care le au. Uh, știu că PNL-ul a avut un cuvânt de spus uh, pentru că aceste majorări, atât din educație cât și din sănătate, uh, ați atras atenția că nu pot fi susținute. Nu și sunt și făcute. Adică, noi am zis așa, domnule, care e principala nemulțumire a dascărilor? Că dascălii în primii ani de activitate, în primul, al doilea, în al treilea, în al cincelea, au salarii atât de mici încât munca lor devine neatractivă. Haideți să creștem salariile din primii ani de activitate. Deci asta ce spune? crește procentual. Dacă ai 1000 de lei, îți dă 1100. Dacă ai 3000 de lei, îți dă 3600. Adică îți crește cu 100 la 1000 și cu 600 la 3000. Dacă ești director și ai 50 de milioane, îți crește cu 50%. Adică e făcută exact pe dos de cât trebuie. Deci tu te adresezi celor mulțumiți din sistem și n-a ajuns, de nemulțumiții. Doi la mână dacă tot faci o creștere de, ca, ca să rezolvi problema, fără în paralel cu ea și o reevaluare a personalului. Fiindcă astăzi ai atâția suplinitări și oameni care nu apropo, se pricep la educație apropo, datorită salariilor acesta. mici, că nu pot să-i fac pe aia care nu se pricep cu salarii mari să consider că mi-am rezolvat problema. Apropo de, să spunem, de gradul de pregătire al cadrelor didactice, asistăm de fiecare dată în urma celor examene pe care cei care vor să ajungă la catedrele le susțin acele titularizări și exemple în care da, fie că se pretează și au vin cu copiuțe sau tot felul de alte metode de a se inspira, dar notele, că despre asta vorbim, notele sunt foarte slabe și cred că dacă ne dorim o educație, da, să avem copii școliți bine, bine ancorați în realitate, trebuie să avem pretenții și uh, să, să ne dorim să avem și profesori foarte bine pregătiți. Uh, cred că, nu știu, mă gândesc, de asta poate și aici de ar trebui undeva umblat. De asta vorbeam de reevaluare, fiindcă dascălu cu vocația nu-ți vine cu fițui la el la, să copieze la examen, dar nu cu vocație știe ce, știe foarte bine materia, nu are nevoie de fițui și știe să fie și dedicată munca cu copilul. Dar pentru asta trebuie să fie și motivat. Dacă îi dai motivația salarială, dacă crezi să îi dai motivația salarială, fă și reevaluarea să-i păstrezi doar, doar, pe cei cu dedicație, nu și pe cei cu copilul sa la ei. Fiindcă nu e normal ca să-mi să, să învețe copilul un dascăl care copiază și să-mi învețe să nu copieze. Că nu poate. Deci, dacă vreau să am o educație sănătoasă pentru copiii noștri, va trebui să avem și dască care să aibă la fel o educație sănătoasă ca să poată să o transmită mai departe. Și de aceea eu vă spun că trebuie în paralel reevaluare și uh, plată motivare mai bună a dascărilor. V-aș întreba uh, cum pot fi puse toate aceste măsuri despre care uh, vorbiți în practică? Și spuneați chiar dumneavoastră ar trebui puse în practică, aplicate cât mai repede. Și asta o simțim cu toții. Deci legislația există. Majoritatea legislației, de deci nu mai trebuie scrisă, ea există. Atunci unde e problema? Ea dacă legislația nu permite, și stă da? în parlament Există cadrul legal. Și stă în parlament în diverse locuri, deci dacă există voință politică, în două, trei luni o împingi toată în față, ajunge la vot final și uh, ai o legislație bine pusă la punct. Trebuie să ne hotărâm, să începem, că, uh, nu știu, dumneavoastră sunteți tânără, în 90 aveam un profet, să nu vrea Silviu Brocan, un bătrân care ne-a învățat comunismul și poate tot el vrea să ne învețe capitalismul. Și când am făcut Revoluția, a zis, domnul Burcan, cam cât durează până România? Și doamne, 20 de ani. 20 de ani înseamnă o generație. Da? da. E, 20 de ani de când ne apucăm noi, încă nu ne-am apucat peste tot. Deci 20 de ani când ne apucăm de aceea, vă spun, deja au trecut 27 de ani și nu n-am ajuns unde am vrut. Când, că nu ne-am apucat de 20 de ani. Deci trebuie să ne apucăm repede, repede de treabă, că rezultatele nu se văd imediat. Da, aș vrea să vorbim puțin și despre sănătate, pentru că uh, nu este un punct critic, din păcate, doar în județul Buzău, aici unde uh, managerii spitalelor chiar uh, se confruntă de, de această problemă. Medici care se pensionează, medici cu experiență, medici buni, dar care e normal uh, să se pensioneze, vârsta nu le mai permite să să profeseze, deși mulți se chinuie și uh, n-au încotro, nici managerii spitalelor și nici uh, medicii, rămân să, să profeseze, dar dincolo de lucrul acesta, la buzău se încearcă de foarte, foarte mulți ani să, și să, există o luptă din aceasta continuă să atrage medici specialiști. Spitalul, uh, Spitalul județean este ocolit de foarte mulți ani de medici. Uh, v-ați uh, orientat, v-ați uitat ce se întâmplă uh, în sistemul medical și la fel de unde ați putea începe, care ar fi soluția? Deci dacă la Buzău medicii și văd da seama că am fost și până la Nehoiu și aia e spital. Da, deci, și acolo și uh, sunt Și au al... investit frumos, mulți bani în spital, dar ce folos că nu sunt medici. Exact. Uh, a existat da. riscul chiar să existau discuții în urmă cu ceva timp că până la sfârșitul anului ar putea să-și pună lacătul pe ușă, pentru că nu existau medici doritori să profeseze de, 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 de acolo. S-a rezolvat problema între timp, rezolvat Da. situația provizoriu. a fost una foarte critică. Uh, și va fi critică în continuare și va fi și la Buzău și va fi în foarte multe locuri dacă nu uh, schimbăm puțin legislația și să le permitem să lucreze alternativ. Deci nu o să găsiți suficienți medici pe toate disciplinele, specialiști, pe toate disciplinele medicale pe care se aduce în Buzău. Pe uh, 5 zile pe săptămână, plus weekendurile că medici cu saracu, dacă are cazuri în weekend, nu mai sta acasă și merge tot acolo să-și rezolve problemele medicale. E, și atunci va trebui să găsim o soluție cu medici care să-i atragem printr-o motivație locală, nu știu care e aia, dar va trebui administrațiile locale să gândească, să-i atragă, să locuiască cu familiile în buzău și să aibă un confort al vieții în buzău pentru a se dedica meseriei, dar și medici pe care îi aducem cu câteva zile pe săptămână, una, două. Din București, una două de nu știu unde o să fie medici care lucrează două zile la Ploiești, două zile la Buzău, că e mai rentabil, așa, și uh, câștigă mai mult. Deci vor trebui că este formule alternativă de motivare astfel încât să poți să acoperi tot spectru uh, de boli cu care se întâlnește, se întâlnește tățenii din zona asta uh, cu medici specialiști, fie că e permanent, fie că e temporar, pe o perioadă de timp la tine în spital. Astăzi nu există în România medii specialiști pentru toate spitalele și pe toate specializările să angajăm. Da, vedeți că sistemul sistem sunt foarte multe probleme. Odată avem o criză de specialiști, pe de altă parte sunt și salarii mici, dar avem și spitale care nu sunt dotate. Avem secții care au nevoie de aparatură, sunt condiții care nu sunt demne de un spital deci problemele în, avem un, așa cum am spus noi presa de foarte multe ori, avem un sistem de sănătate extrem de bolnav și uh, am, am văzut, am asistat la și acele și nenorociri, oameni, tineri care au murit în spitale uh, aici, cred eu că populația, da, toți românii au fost extrem de extrem de revoltați și au, uh, au așteptări foarte mari, pentru că știți, nu vorbim doar uitat... de medici, avem, nu avem nevoie doar de medici, avem nevoie de foarte multe lucruri dotări în spitale și condiții Da, m-am uitat puțin în ce înseamnă dotările în spitalele de stat din celelalte țări europene, mai avansate. Uh, au cam un spital la 300.000 de locuitori, adică ceva mai puține de spitale decât România. Spitale de stat. Uh, ce mai bine dotate de obicei, la majoritatea, dar mai puține decât România. Și v-am zis, bă, de ce? Fica mai au și spitale private, deci sublinește foarte mult și uh, cu actul de medical privat. La noi populația este atât de săracă încât. Cred că vreo 5% își permite să apeleze la uh, un tratament în privat și de aceea nu, nu este uh, o soluție și atunci am căutat alte soluții. O foarte bună soluție este cea pe care au găsit-o mulți vestici care uh, investesc foarte mult în prevenție care este mult mai ieftină decât tratarea bolilor. Da, cred uh, că așa, încet încet parcă, parcă se observă că a început și pe la, la noi să noia, se pe prevenție și pe la campanii. noi au început primele da, programe timid. încă de anul ăsta de prevenție și eu sunt convins că vor continua mult mai accelerat în anii următori, fiindcă prevenția s-a dovedit a fi o dată foarte avantajoasă că reduce mult numărul de boli, doi mult mai ieftină. Trebuie să fie greu aici, pentru că românii încă se tratează după ureche, e o altă problemă și va fi greu să încercăm să Să, să știți adică, că chiar în momentul în care vor campanii. fi sistem, vor fi programe naționale de prevenție, și că învăț că și colegul, și vecinul, și ruda românul să ia spiritul. Avem de Nu ne va, turmă, da, ne da, va duce da. acolo unde trebuie și uh, vom învăța și să facem prevenția în sănătate. Doi la mână va trebui un sistem mai clar de verificare a costurilor. În sănătate, fiindcă eu vă spun, în ultimii 15 ani au crescut de 10 ori sumele pe care statul le bagă în sănătate. Iar calitatea și actului, de, se sănăt... acești... calitatea actului se de sănătate bani. nu a crescut nici măcar cu 1%. Deci, înghițim de 10 ori mai mulți bani fără să creștem în calitatea actului. Deci, undeva se scurg bani în sistemul de sănătate și de aceea cred că ar trebui transparentizat foarte mult cheltuielile din sănătate. Da, pentru că revenim la Spitalul Județean. îmi amintesc că a fost prezent aici în, în emisiune șeful secției de pediatrie din Spitalul Județean, care spunea că și ne întrebam apropo, apropo de, de dotare, domnule, cum vă descurcați? Secția de pediatrie care a fost în urmă cu câțiva ani în prim planul unui, unui scandal. Și îmi spunea că, domnule, avem noroc cu o buzoiancă stabilită undeva în Franța, dacă mi-amintesc eu bine, fără să facă parte din sistemul medical, profesia de acolo, dar cunoștea foarte bine problema de la secția de pediatrie și încearcă, înțeleg, să trimită anumite sponsorizări și întreabă pe medici de deci ce ar mai avea nevoie. Cam așa se descurcă, să spunem, și cam așa funcționează actul medical, din păcate. Și cred că nu se întâmplă, sunt sigură de fapt că nu se întâmplă doar în județul Buzău, se întâmplă în toată, în toată țara, cu sponsorizări, dar nu asta este soluția. Poate dă un telefon și la Consiliul Județean de care ține domnul manager sau domnul doctor ca să le facă și aia niște investiții în domeniu. Poate dă un telefon și la primărie, că nici primăria nu stă prost cu bugetul. Credeți că și medicii ar trebui să fie mai implicați? Pe, nu neapărat medicul Se ducă ei să ceară nu, că problemele astea nu se cunosc Medicul se știu. de rând da, șeful de secție și managerul Spitalului au și această atribuție Că de aceea au și salariul mai mare Că se au și atribuții administrative asta. Nu numai atribuții medicale Și atunci, una dintre aceste atribuții Administrative este să aibă dotare autoritățile locale sunt comise Nimeni nu știe cu ce Și vă mai, și probleme vă mai se spun un spitalul. lucru, nu știu care președinte Consiliul județean sau vicepreședinte Nu știu care primar sau vicepreședinte primar, n-a trecut el sau vreo rudă pe la spital ca să-l refuză așa de ușor pe un medic. Probabil că n-au fost destule discuții cu ei ca să mai implice și bugetele locale în dezvoltarea acestor spitale da, și, de a, și că se încearcă Așa o susținere a medicilor care să vină să profeseze că tot vorbeam despre spitalul e județean de... și atribuția consiliului județean acum fiindcă municipiul nu are un spital și deci spitalul județean e pe raza municipiului poate și el să ajute care are buget The mar Da, să sperăm că se, va, că se va, întâmpla așa. Aș vrea să, să vă mai întreb, să vorbim puțin și despre infrastructura rutieră. Bănuiesc că știți, pentru că multă lume care vine în, în Buzău, e așa, da, am ajuns în Buzău, după ce îți dai seama? După, după, după gropi, după șoselele pe care, le, pe care le avem. E așa o glumă, să spunem, răutăcioasă la adresa buzoienilor, dar și o mai facem și noi buzoieni între, între noi, dacă am asta e realitatea. Și avantajul S-a transformat în dezavantaj, adică toate municipiile care nu au șosea de centură se roagă de toți și de toată lumea să le facă o șosea de centură. Și prin, și prin județ avem probleme. Iar, iar Buzău, care are șosea de centură, reginează că nu mai vin drumurile naționale să asfalteze tranzitul prin Buzău, că asfaltează șoseaua de centură. Și atunci rămâne pe municipalitate să-și facă străzile din interior. Așa este. Am văzut și eu că aveți tumultul, nu cele mai proaste din țară, dar departe de a fi cele mai bune. Asta cu siguranță. Dar mai mult decât atât aveți, cred că cea mai mare, cel mai mare blocaj de trafic într-un oraș de sub 150.000 de locuitori. Ați simțit-o pe noastră în seara de aceasta și nu cred că doar și sunt aceasta, foarte multe străzi cu sens unic, tot nu s-a reușit uh, rezolvarea problemei de fluența traficului. Deci probabil că ar trebui un proiect de oraș smart, oraș uh, în care să fie puse la punct uh, de la uh, fluența traficului până la semafoare și așa mai departe și străzi cu sens unic astfel încât să fie o circulație mai bună. Circulația este foarte grea astăzi în municipiul Buzău și trebuie luate măsuri, fiindcă altfel lișca pe perioadele de tranzit maxim orașul să fie practic blocat, să fie mai ușor să mergi pe jos decât cu o mașină. Da, domnul Adanasiu, aș vrea să, să le spuneți celor de acasă, să le adresați de fapt un, un mesaj de, de ce ar trebui să, să vă acorde votul de încredere. Da, eu vreau să le spun un singur lucru. Eu personal și Partidul Național Liberal vrea ca în acest mandat să avem o preocupare în mod special pentru modul în care noi, statul, interacționăm cu cetățeanul și vrem să fie anul cel, sau mandatul uh, pentru schimbarea modului în care statul tratează cetățeanul. Să avem un respect pentru cetățean. Să nu mai umilim pe cetățean când se adresează instituției de stat și vreau o adeverință, vrea uh, să-i se aprobe ceva. Să nu-ți mai, nu mai ba joc de cetățean sau de întreprinzător când îi trimiți un control și la nu pleacă de acolo fără să-i dea o amendă indiferent pentru ce. să-l să, statul, să, modific, să schimbăm statul dușman în stat prietenos. Să avem această abordare în care primarul respectă cetățeanul astupându-i groapa. Președintele Consiliului Județean respectă cetățeanul rezolvându-i spitalul Județean. Parlamentarul respectă cetățeanul votând legi care să-l ajute și votându le la timp. Uh, știu eu, primul ministru, ministru, respectă cetățeanul dacă-i aduce investitorul și îi creează locuri de muncă. Adică să vedem că, în sfârșit, reprezentanții instituțiilor statului lucrează în slujba cetățeanului și respectă, nu umilește pe acesta. Da, v-aș întreba, pentru că au existat, au existat multe, multe, întrebări și sunt convinsă că le cunoașteți, de ce ați ales dumneavoastră Buzăul? Da, am văzut și eu că președintele PSD, domnul Ciolacu, acum două zile îmi spunea, domnul, eu n-am nevoie de GPS când vin în Buzău, Buzău este casa mea și o știu cu ochii în no, și întrebarea asta a fost așa, am auzit-o pe buzele cetățenilor de rând. eu vreau să spun un lucru. Eu încă mai am nevoie de GPS când vin la Buzău, că nu știu exact toate localitățile și toate străduțele pe unde să ajungem ele. Am aflat foarte multe dintre problemele Buzăului și foarte multe dintre proiectele pe care le are administrația publică locală. Dar pot să asigur pe Buzău că n-am nevoie de GPS la București ca să găsesc orice instituție a statului care poate să ajute proiectele Buzăuienilor. Știu cu o cincincinș să merg și să le găsesc pe toate și domnul Ciolacu nu le va găsi nici cu GPS-ul după el, fiindcă nu le-a găsit până acum în atâția ani. Doi la mână. Vreau să înțelegeți foarte clar că aceste proiecte pe care le voi sprijini și le vom dezvolta vor avea nevoie de oameni care să aibă deschidere peste tot. Și dacă vor veni de pe Marte și dacă vor veni din Spania și dacă vor veni din Craiova sau din Focșani, și dacă vor veni din București, sunt bine veniți toți dacă rezolvă o problemă a buzoianului și buzoul merge înainte. De aceea eu vă spun un lucru, că am aici cu gândul de a face lucruri împreună vin într un județ în care am făcut lucruri frumoase și mari și pot să intru orice buzoian pe internet să se uite în județul Alba, să vadă cât e șomajul. E mult sub rata pe țară, e de trei ori mai mic decât la Buzău, da? Am adus acolo investitori, am creat locuri de muncă, am făcut infrastructură. O să vă aduc dacă vreți și un album și uh, puteți cita pe internet să vedeți poze alte, arată uh, localitățile. Dar asta nu înseamnă că am rezolvat problema până nu o rezolvăm și la Buzău, până nu o rezolvăm peste tot în România, înseamnă că nu ne-am făcut treaba. Și eu vă promit că împreună vom face lucruri frumoase. Da, asta așteaptă și buzoienii ca cei care reprezintă în Parlamentul României să-și facă treaba. Mulțumesc tare mult pentru prezența deci. dumneavoastră în studioul TV Buzău, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă doresc o seară frumoasă. Numai bine, la revedere!